Ei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod din care cu AC Milan nebunia continuă aici în Europa League. Avem match versus PSV. Match interesant, am câștigat la noi acasă cu 1-0. Acum avem meciul în deplasare. Nu știu ce, dar parcă mă mănânc așa palma să dau un simulator la acest match, să vedem de reușim așa cum simulator să câștigăm meciul. În rest, echipa cred că am să o las tot așa, având în vedere că na, nu vreau să-mi obosesc titularii. Pardon, vreau să pun pe Zapata. Așa, îi lăsăm tot pe ăștia, tot pe ăștia, foarte bine, Florența acolo. Ia, hai să-l jucăm și un pic pe Poli. De ce nu să-l jucăm și pe Poli? Ca pe iar începe și ne face capul calendar că de ce nu-l jucăm. Așa, bun, hai să vedem dacă reușim aici acest simulate. Așa, ia să vedem. Cu câteva rezerve, în câteva rezerve cam multe pe teren. Hai să vedem ce reușim. 2-2, două goluri Baca și două goluri PSV-ul. Dar nu contează, având în vedere că ne-am câștigat la noi acasă. Avem avantaj clar și noi mergem mai departe în Europa League, mă nene, mă. Ia mă, Belgia. Uai, ce bună ofertă e asta. Vai, ai, 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 să fiu antrenor la belgini. Bă, ce bună e oferta. Doar că eu aștept oferta de la italieni. Am zis și rămân fixat pe această idee, vreau să antrenez naționala Italiei, dar totuși bună, o bună, rău oferta asta a belgenilor. Ia să vedem următorul meci în Europa League versus cine va fi. Ne uităm așa, tables, că e mai frumos. Așa, nu Champions Cup, Euro, bine mă, scăpăm de PSG. Chiar asta mi-am dorit, ca să mă întâlnesc cu PSG-ul în marea finală și cred că mi se întâmplă în sfârșit, mi se îndeplinește dorința. A fost aleși să jucăm împotriva celor de la Schalke, care i-au bătut cu 2-0 pe cei de la Villarreal. Și aici PSG-ul se va confrunta împotriva celor de la Borussia Mönchengladbach, care totuși va fi un meci foarte greu între cei doi, dar na, PSG. Dar, ui, perfect, s-ar putea să ne întâlnim cu PSG-ul în marea finală, asta îmi și doream. Perfect, avem aici un meci în Serie A împotriva celor de la Empoli. N-ar prinde bine o victorie, hai să fim serioși. Numai că întrebarea de sigur e, oare scoatem victoria? Știți ce vreau să zic? Ia să vedem aici, meci la noi acasă versus Empoli. Ar trebui să câștigăm. Ai, am lăsat rezervele pe teren, băga mea așa. Bun, 2-0, e mă Zapata. Opa, rezerva noastră în apărare îmi scrie golul. Băi Zapata, mă nene, mă. Măi, bravo, băi băiete. Ia mă, suntem pe primul loc. Măi, n-aș fi crezut, sincer, chiar n-aș fi crezut că vom reuși să întoarcem aia, că a fost un avans destul de mare a celor de la Inter, dar se pare că cumva reușim noi să întoarcem aici tabela. Și ia ce bine evoluează Ferrari, bă. Băi, ce bine se turează Ferrari. Bun. Bun, ăla-i, mă, trebuie să continuăm acum. Trebuie să tot continuăm să câștigăm. Ia urmează meciul cu Schalke după acest meci. Deci îmi trebuie de sigur rezervele. Al Sharawi te-a accidentat. Băi, și ai fost pe bancă. Aoleu, mă, nene, ce-mi faci tu, mă, nene, mă. Fii atent, mă, lăs acolo ca și rezervă, fac eu, băi, să nu se întâmple ceva cu el. Și vezi, mă, că se tot accidentează, incredible, ble. Bun, hai să-l punem pe Cușco în locul lui Poli. Pe Hakim Aştur îl putem lăsa sus, Obaka. Poate Stanciu, poate-l punem pe Stanciu. Pe cam și lăsăm pe Hakim Aştur acolo mai în atac. Ia să vedem așa. Merge aici cu rezervele, să vedem de ne iese acest meci versus cei de la Crotone. Băi, nu știu dacă îl joacă pe Cojocaru, dar știu că la Cojocaru este împrumutat la cei de la Crotone. Ce tare ar fi să joace. Ia să vedem. Ia, e el? Nu a fost el, nu a fost el și nici pe banca de rezerve nu-l văd. Ia mă Meșbah, aici a ajuns Meșbah, ia mă Stoian. Bă, asta înseamnă că Stoian și Cojocaru joacă la aceeași echipă, ia ce frumos. Bravo, oricum gol de către Gomez, apărătorul pe care l-am băgat amu pe trei, am zis, hai mă joacă și tu acolo în meci și vă câștigat, mă, băi, eu da gol. Asta doresc să văd, mă, cât mai des. Bun, aici evoluează și Donnarumma. Foarte bine, mă, 90 reflex are deja. 90 reflex.
Asta îți dorești, mă, de la un portar, mă, reflexe, cel puțin eu. Bun, și aici este marea semifinală, dar mai întâi stai să vedem aici de ce ne-a adus. Ah, da, ok. Aici vedem, desigur, jucătorii noștri, care mai avem aici între 65 și 83, voi da release. Asta cred că o să fie bun, doar că încă e prea tânăr, măcar 16 ani să aibă. Totuși CDM, nu prea-mi plac mie CDM-i, dar îl păstrăm acolo. Mă, mai aduce și noi un junior 2-3 și aici la Milan, doar că italieni. Bun, abate, desigur, dorește să se transfere, că na, nu-i prea convine că a fost pus un picuț cam pe tușă. Și aici cred că, da, Donnarumma dorește să vedem contractul său, să vedem, desigur, dacă-i extindem contractul și totodată să-i dăm mai mulți bani la salar, desigur. Ia să vedem, Donnarumma, într-adevăr, aia că nici nu cere mult, ok, Donnarumma, cum să nu vezi, mă, ăsta e un băiat de treabă. Mulți ar fi venit să zică, băi, șefu, dăm 40.000 de euro salar. Donnarumma vine, băi, șefu, am 16.000, hai, te rog, dăm 20.000. Băi, cum să nu-l respecti pe omul ăsta, și dau important, chiar acolo squad rotation. Bun. Bun, ea și mai avea doar un contract, doar un an. Asta e foarte bine, foarte bine, foarte bine. Băi, ăsta nu știu ce să zic despre el, dar pui mei, ai, că de mai grabă îl vând decât să-mi lea cineva pe de gratis. Deci, ok, Modric, ăștia mai au un an, rămâne de văzut, ok, ia și Sosa, hai să extindem și la Sosa pe 2 ani, acum nu l-a extind tare mult. Îmi place cum a jucat, dar totuși e și el la o vârstă și nu mă extind prea mult. Sosa și ăla. Bun. Hai să trecem la treabă, că eu mai mult ca sigur cred că meciul vă interesează pe voi. Și da, hai să vedem, am vrut să vă da, schimb aici, cred că schimbăm aici, asta am picut să jucăm în kitul alb, în kitul albastru. Și acum, desigur, vreau să schimb echipa. Hai, ne vedem în meci. Bun, începe aici marele... Bun, începe aici marele meci, Veltis Arena, Milan Schalke, meci foarte, foarte important, din păcate omul nostru pe care ne bazam, El Shaarawy, s-a accidentat, culmea, pe banca de rezerve, cred că i-a picat sticla de apă pe degetul mare și n-a s-a accidentat, aia e. Ne avem ce-i face, noi Bayer avem pe Bonaventura aici pe poziția asta, care joacă foarte bine și da, nu mă prea stresez. Trebuie să avem mare grijă cu acest jucător, Maier, se pare că el e o, băi, el e golgheterul lor în acest Europa League. Va fi foarte greu, trebuie să fim foarte atenți pe el, că nu știi niciodată când te poate surprinde și ce drept, chiar este un jucător foarte bun, deci tot timpul știam despre el că evoluează, tot timpul știam despre el că e o nebunie, dar să-l și vezi așa ca și golgheter aici în Europa League, știi, parcă te aduce la un nou nivel. Bun, ia zi-mi aici pe Niang, își testează norocul acolo, nu știi niciodată, mai greu să testezi norocul. Ia stai un picuț, prin zona aia, ai, Rugani, măcar au prins Rugani, dar n-a avea cum să dea gol. Începe acum repriza a doua, tot 0-0 este scorul, un match chiar greu, chiar foarte greu, versus Schalke, care pur și simplu s-a blindat, pe lângă Maier, care era deja la ei, a evoluat foarte bine, să nu zicem de alte transferuri, cum este cu Noplianca, care totuși cred că este doar loan, doar ca și loan, ca și împrumut la Schalke. Poate greșesc, poate nu, dar așa știu că a fost niște discuții, că doar loan. Oi, Maier înscrie aici în 49! Fai, băgamia, ceai, ce gol mi-a dat. Ai de capul meu, Max Maier. 8 goluri în Europa League, poate că trebuie să-l cumpăr pe Max Maier. Poate că Max Maier este următorul nostru transfer, poate că el e următorul transfer, Dumnezeule. Aoleo, greu, greu meciul, totuși pe lângă Max Maier, cum ziceam că e evoluat, Konoplyanka, ia, le-au pe Mbolo, în apărare pe Nastasic, doamne fer, plus portarul ăla Farman, care, bă, a primit și cartonaș Team of the Season în 2016, joacă perfect, ia, stai un pic, grijă, ai, și plus ăsta, Baba, ăsta de la Chelsea, care nu știu de ce l-a luat Mourinho la Chelsea și nici nu știu dacă a jucat 2-3 meciuri acest Baba.
Știu că la Chelsea nu știu dacă e împrumut la Schalke sau dacă a fost vândut la Schalke. Acest detaliu, vedeți că mi-a omis să fac cercetările. Ok, oricum nu e un jucător chiar așa cu renume să zici că băi, ți-e rușine că ce nu te-a interesat. Da, opa, ai mă, dacă luam mingea. Hai, băgăm all out attack. Nu vreau să pierd acest meci, chiar dacă este în deplasare și nașpa, ar fi bine dacă am dat și noi măcar un gol, strânăm egal aici în deplasare. Uai, Embolo, cum vine! Ha, Conopleanca, aoleu! Hai mă, ultimele minute aici, ultimele minute, iar mai era acolo, mă, omul ăsta pe lângă face tot jocul, fii atent că-și dă și goluri. Aoleu, l-a pus și pe Goretzka, un mijlocaș foarte bun, foarte bun, îl țin minte din FIFA 16, unde pe lângă că evola, zic eu, bine, așa pe gustul meu, shooting, așa e foarte echilibrat, nu puteți zice că e slab la shooting, nu puteți zice că e slab acolo sau acolo, foarte echilibrat evola acest Goretzka. Acum, dacă mi-a apucat să pasez acolo, bine era. Ia mă, chiar și Naldo, mă, l-au până și pe Naldo în apărare, Naldo și Nastasic. Băi, mă, știți ce, băi, ce bun a fost Naldo la Wolfsburg? Păi, apărat tot, nici nu știu dacă a avut 2-3 cartonașe de inform sezonul de FIFA 2016, incredibil. Bun, azi de mai Niang, pasă către Bonaventura. Bonaventura, ai, de ce te-ai oprit, Sosa, de ce te-ai oprit? Am crezut că tot mergi, sprintezi în față. Băi, ce mă disperă fazele astea, văd un jucător că vrea să se demarce, vrea să se demarce și să meargă în atac. Eu, ok, hai că-ți pasezi. Și apoi dintr-o dată când eu pasez, văd că jucătorul fie se oprește, fie dintr-o dată dă înapoi. Băi, turbez când se întâmplă faza asta. Ce dracu de troll o băgat ăștia de lei sports aici, mă. Oi, proastă pasă, recunosc, proastă pasă. Mai degrabă așteptam un pic și apoi pasam. Ai, deja nu știu. Oh, Bonaventura, bun. Hai, poate ultima șansă. Hai, te rog. Romagnoli în atac, băga-mi aș pixul. Hai, tot timpul da mătii suso. Stai acolo ca și un plancton în pula mea. Băi, stă sus acolo ca și o plantă. Dă-te dracu, mă. N-o fă cea mai bună pasă. Ok. Dar puteai veni în pizda mătii la minge și să dai în poartă, mă. Dar el nu, el e fitoplancton. Am hai că deja intru în discursuri elevate. E o bucată de ficus, mă. Toată lumea avem un ficus în casă. Băi, ăsta a fost un ficus meciul ăsta. Mânca la naiba, avem și retur. Da, avem și retur după meciul cu Roma. Fai, de capul meu o să fie greu, dar îmi bag piciorul. Bun, ia să vedem, l-a acceptat, s-a acceptat. Numai Donnarumma nu a acceptat. Sper să nu fie probleme cu Donnarumma să accepte extinderea contractului. Și aici avem un meci împotriva celor de la AS Roma. AS Roma care sunt pe poziția numărul 7. Parcă aș vrea să mă risc să dau simile și să ajung mai repede la meciul acela de Europa League, să-l joc și desigur sper să-l câștig. Dar, da, hai, lăsăm atunci rezervele pe teren. Lăsăm rezervele pe teren și cu rezerve ne vom confrunta versus Roma într-un simulate care sper că și măcar un egal să scoatem. Deci, da, hai să vedem cine iese. Hai, să le-o dăm, să le-o dăm la buci, hai! Hai, 2-2! Mai am zis că și un egal mă mulțumește. Gol Torres, Manola și la mine Cucica și Stanciu. Bă, ok, hai să zic că, având în vedere că, na, cu rezervele și, na, toate astea în discuție, rezerve, bla, 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 n-am să comentez, zic că este ok, zic că este foarte ok. Ia stai un pic să vedem atunci pe ce l-aș mai putea evola la aia, la passing l-aș mai putea evola pe Romagnoli, numai că tare greu evoluează aici la pase, poate la vision. Hai atunci să le evoluăm pe Calabria, le evoluăm pe Calabria, că avem nevoie de unul ca și Calabria. Așa, foarte bine, hai să evolueze și Calabria, că nu se știe niciodată, poate să fie rezervă bună, atunci ne pică o ofertă bună pentru Abate, îl dăm pe Abate, chiar dacă nu aș vrea să dau pe Abate, că parcă el e
un jucător la Milan care n-a loial și parcă n-aș vrea să dau drumul. Ia, Donnarumma acceptă contractul, m-am temut că o să înceapă să facă fițe, dar se pare că nu, acceptă contractul. Și acum avem meciul retur versus cei de la Schalke. Va fi un meci greu, dar un meci pe care de-abia l-aștept, doar că desigur să facă echipa înapoi cum trebuie. Bun, suntem aici pe San Siro, meci în ploaie, cum nu se poate mai bine când ești plin de nervi și de-abia aștept să-i bați pe ăștia care au pe agregat 1-0. Hai frate, să-ți dăm și un pic de ploaie, așa să mai alunece jucătorii, bestial. Oricum, vorbind de bestial, ce echipă bestială și-a făcut aici Schalke, care acum, un 2 ani ziceai, băi, o echipă frumoasă, echipă care ia și-a luat junior, vrea să evolueze, vrea să facă ceva, l-a vândut pe acel Sané, care, băi, ce bine a evoluat, l-a vândut la City, parcă. Măi, și ei, frumos, împrumut, cred că e împrumut, nu cred că l-au cumpărat încă pe Konoplyanka, cred că e doar cu împrumutul și cu opțiune de cumpărare. Iar l-au pe Hovedes, deja, care desigur a fost la echipă, îl mai au pe Nastasic, nu l-au împrumutat, ci cumpărat de data aceasta, l-au cumpărat până și pe Naldo, cel care a jucat foarte bine sezonul acesta la Wolfsburg. Hopa, șansă, ai, dacă trecea de Nastasic, vai, bine era. Și desigur, ia, Choupo-Moting, mai au pe Embolo, pe nebunul bestia, băi, demonul de Embolo. Și desigur pe nimeni altul decât Max Meyer, care mai mult ca sigur că o să-l cumpăr și eu, cred că o să-l cumpăr și eu la echipă, că e un cam ca nimeni altul. Băi, rupe tot acest Meyer. Nu știu la statistici, dar pe teren, bă, deci zici chiar jucător, nici nu mai contează statisticile, cât pe teren joacă atât de bine. Bun, hai să dăm aici Niang. Niang, nimeni care să-l ajute, normal, Niang, hai că se descurcă singur Niang. Niang aici, foarte bine, Niang, o, oh, dă cam lungă, trebuie la vetra, gol, mă, zbăgam, iaș, gol, da, mă, minutul 15, egalăm aici, pe agregat, gol de către Bonaventura, mă, ia aici cu Niang, mă, și cum am dat așa, hai, hai să-l pare ce-a trebuit, fi, și fii atent, bă, gol, Bonaventura, ăla-i mă, încă un gol, vă rog eu, încă un gol, să fim mai liniștiți, încă un gol, vai de capul meu ce gol perfect a intrat acolo, hai, trebuie să batem fierul cât timp peste cal, acum le-am dat un gol, da, de acum stau așa puțin cu moralul mai scăzut și mai reușim să mai băgăm un gol rapid de tot, deci de-n baca. Bine aici că trebuie Bonaventura, hai, stop, bun, uai, baca, Anian, am usat și eu calul, nu? Adică, băi, ți-a ieșit pasa aia cu Baca, nici nu știu cum o zbura Baca pe acolo. Și toate cele și tu mai pasezi și la Niang și mai vrei ca Niang să... A, bă, Dedli, bă, deja ești vagabond. Deja sar calul. Trebuie să profit cu Baca acolo, trebuie să profit cu Baca. Da, na, ce să-i faci? Am văzut oportunitatea, am zis că e prea bună oportunitatea să nu mă folosesc de ea. Și, iară, bă, ce-i cum e? Bă, gata, mai dă-i un gol, mai dau un gol și după aceea încep să fac prostii de astea. Aoleo! Gol! Minutul 35, Niang înscrie aici un gol, cum și ziceam, eu nu mă mai prostesc, am dat un gol așa cu fine shot și ia ce frumos a intrat și gol Niang aici, minutul 35, am bătut fierul cât timp peste cald, știți cum este, când dai un gol, ai șanse foarte mari să mai dai un gol dacă te grăbești și la taci non-stop pe portar. Vedem aici faza, ia ce frumos a mers, ai de capul meu, așa cu fineness, ai, ulala, mamma mia, ia gol în minutul 16 și în minutul 36. Bă, să mai dau un gol și să fie și la gen minutul 66, 76, 86 și să termine 6, oare o fi un semn? Dar stai că încă n-am dat, să vedem de reușim și de nu ne dă nebunie de Schalke, că încă nu-i gata meciul. Pe agregat poate că arată 2-1, dar Schalke eu cred că încă poate produce o surpriză aici și nu vreau să producă, deci să stăm concentrați pe meci. Hai, ultimele minute, ultimele 3 minute, oare mai dăm un gol? Ia, ai, șansă era aici, mă, hai, dar n-a mai fost, a fost acolo blocat pasa aia.
Oricum, stă în meciul, chiar dacă n-am mai reușit să mai dau un gol, chiar dacă îmi doream să mai dau un gol. Stă în meciul aici, am dat două goluri la noi acasă, fix la cât am avut nevoie să trecem mai departe de Schalke, dar totuși aplauze pentru Schalke, o echipă care chiar poate câștiga Europa League. În joc, la ce bine joacă, la ce echipă și-a făcut, doar că n-a avut ghinionul să dea peste AC Milan. Dar totuși, bine, rău a jucat. Ia mă, Borussia Mönchengladbach, 2-1 cu Paris, wow, 2-2. Ia stai un pic, Paris Saint-Germain cu Borussia Mönchengladbach, 2-2. Sunt curios cine trece mai departe, cu cine vom confrunta în marea finală Europa League. Chiar sunt curios cu cine vom confrunta în marea finală. Oai de capul meu, vă dați seama cine bun o să fie acolo în marea finală Europa League. Va fi împotriva Tobele, vă rog, și PSG, perfect. Da, chiar speram să fie PSG-ul, sincer, chiar speram să fie PSG-ul și iată că ei îs. Mai avem aici meci cu PSG și respectiv Cupa Națională cu Juventus. Mai avem 3 meciuri în campionat, 3 meciuri foarte importante în campionat, ca să vedem cine va termina pe prima poziție. Ne luptăm aici cu Inter și Juventus. Interul care are 79 de puncte, ne avem 78 și Juventusul 76. Dar nimic nu-i sigur, orice se poate întâmpla, orice se poate schimba. Deci, mare atenție, mare grijă să vedem ce se va întâmpla. Vom vedea de-abia în episodul viitor. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share și hai, numai bine vă doresc. Bye, bye!